Bună seara, doamnelor și domnilor. Începe emisiunea Actuală Regional, o ediție specială cu un invitat special într-un loc special. Doamnelor și domnilor, alături de noi se află Părintele Arhimandrit Efrem Vatopedinul, starețul mănăstirii Vatopedin, Sfântul Munte Athos. Câteva detalii despre Părintele Efrem Vatopedinul le vedem acum. Arhimandritul Efrem Vatopedinul, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, Grecia. Stareț și părinte duhovnicesc al mănăstirii Vatopedu, fost ucenic al bătrânului Iosif Vatopedinul, Gheronda Iosif, s-a născut pe data de 5-a lunii iunie 1956 în localitatea Peristeronopighi, din Cipru, într-o familie cipriotă, primind la naștere numele de Vasilios. Va fi cel mai mare copil dintre cei 5 care au trăit, 3 băieți și 2 fete. Tatăl, Sotiris Coțu, la a doua căsătorie, un caracter bun, corect, organizat. Mama, Chiriachi Coțu, față de care manifestă un puternic atașament și cu care va avea o legătură emoțională strânsă, o va călugări peste ani. Este un copil religios care frecventează biserica, urmează cursuri de muzică bizantină și are intenția de a deveni preot. Urmează gimnaziul de 6 clase în Lefkoniko, intră la seminarul Apostol Barnaba, școala preoțească din Nicosia, Cipru. În anul 1974 are loc invazia turcă a Ciprului. Tatăl și cei 2 frați mai mici sunt luați prizonieri, tatăl pierzându-și viața, familia fiind expulzată. Se refugiază în districtul Larnaca. Se înscrie la Facultatea de Teologie din Atena și, ajutat material cu donații, o absolvă în anul 1978. În timpul studiilor face o călătorie în Sfântul Munte și corespondează cu Efrem Catunachiotul, care îi prezice că o să ajungă monah și preot. După absolvire, se întoarce în Cipru la seminarul din Nicosia ca profesor, ca să-și ajute familia. Îl cunoaște pe Gheronda Iosif la o călătorie acestuia în Larnaca. 1981 este anul în care se hotărăște să devină monah în Sfântul Munte, în obștea starețului Gheronda Iosif, iar în anul următor este călugărit în mănăstirea Sfântul Pavel. Vasilios Coțu devine Efrem. În 1983 este hirotonit ierodiacon și în anul următor ieromonah. Ajunge să-i cunoască pe sfinții cuvioși Efrem Catunachiotul și Paisie Aghioritul. În anul 1989, mănăstirea Vatopedu se transformă dintr-o mănăstire idioritmică într-o mănăstire cenobitică, fapt pentru care, sub mâna starețului Iosif, va cunoaște o revigorare sub toate aspectele. Părintele Efrem devine arhimandrit și este ales stareț al mănăstirii Vatopedu în anul 1990. Se va îngriji de bunurile materiale, restaurarea clădirilor, de viața liturgică și sfintele odoare, ajungând ca mănăstirea să fie un exemplu de urmat și totodată cel mai mare așezământ monahal din Grecia. Își călugărește mama de 84 de ani, Chiriachi Coțu, în Cipru. Va trăi până la vârsta de 96 de ani. După plecarea la cele veșnice a părintelui Gheronda Iosif Vatopedinul, părintele Efrem devine duhovnicul monahilor din mănăstirea Vatopedu, Sfântul Munte Athos. Am revenit, doamnelor și domnilor, la Muzeul Mitropoliei, alături de părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul. Părinte, stareț, bine ați revenit în România. Vă mulțumim pentru prezența în această emisiune. Și ne unește o moștenire cultural duhovnicească a bisericii, și anume ortodoxia. Calosirsa de Gheronda,
καλός ξαναήρθατε σε μας. Μας ενώνει μια πνευματική πολιτιστική κληρονομία της Εκκλησίας, η Ορθοδοξία. Părinte Stareț, vreau să vă întreb, pentru că de foarte multe ori ați declarat că România are multe comori frumoase, munți. Θέλω να σας ρωτήσω, διότι πολλές φορές δηλώσατε ότι η Ρουμανία έχει πολλούς θησαυρούς, ωραία πράγματα, έχει βουνά. Ape, resurse naturale. Ύδατα, φυσικούς πόρους. Dar cea mai mare comoară a României este Ορθοδοξία. Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Ρουμανίας είναι η Ορθοδοξία. Cum să explicăm această afirmație pe înțelesul omului contemporan? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτήν την δήλωσή σας, ώστε να είναι κατανοητή για τον σύγχρονο άνθρωπο? Είναι μεγάλο πράγμα σε μια χώρα να διδάσκεται και να βιώνεται η Ορθοδοξία. Este mare lucru când proțară să se învețe și să se trăiască Ορθοδοξία. Διότι η Ορθοδοξία είναι η αληθινή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Pentru că Ορθοδοξία este adevărata experiență, trăire a Duhului Sfânt. Ήμουνα στον Κύπρο. Eram în Cipru. Και έκανα μία ομιλία εκεί σε μία μεγάλη ενορία. Și țineam un cuvânt într-o parohie mare. Και μου λέει ο πρωτοπρεσβύτερος εκεί της ενορίας. Și mi-a zis părintele parohul de acolo din ενορία. Λέει, γέροντα, αυτήν τη στιγμή, λέει, αρχίζει το κατεχητικό του δημοτικού σχολείου. Părinte Stareț, în această clipă, încep lecțiile de κατεχέζα. Στο υπόγειο της Εκκλησίας. Cu elevii de la școala gimnazială, este la subsolul bisericii. Am vrea să mergeți și acolo jos ca să-i binecuvântați pe copii. Εγώ ευχαρίστως πήγα. Eu cu plăcere am mers. Τα παιδιά χειροκρότησαν, χάρηκαν. Copiii s-au bucurat, m-au aplaudat. Άφησα όλο τον κόσμο που με περίμενε εκεί και πήγα στα παιδιά. Am lăsat toată lumea care mă aștepta în biserică și am mers jos la copii. Και τους μίλησα λίγο. Și le-am vorbit puțin. Και τους είπα ότι όλοι μας είναι τα παιδιά του Θεού. Și le-am zis că noi toți suntem copii al lui Dumnezeu. Και παίρνει ένα παιδί 9 χρονών. Ψήλωνε το χέρι του. Și un copil de 9 ani ridică mâna. Και λέει, Κύριε, λέει, και οι Τούρκοι είναι παιδιά του Θεού. Și îmi zice, Domnule, și Turcii sunt copii al lui Dumnezeu? Λέω, βέβαια. Și zic, bineînțeles. Είναι παιδιά του Θεού. Sunt copii al lui Dumnezeu. Το παιδί φάνηκε ότι δεν του άρεσε. Copilului nu prea a plăcut. Δεν του άρεσε η απάντηση. Răspunsul ăsta nu prea a plăcut. Του λέω, και οι Τούρκοι και όλος ο κόσμος είναι παιδιά του Θεού. I-am zis și turcii și întreaga lume, toți sunt copii ai lui Dumnezeu. Ce σημασία όμως, ποια είναι η ουσία. Ce are importanță, care este esența? Εμείς μπορούμε να μετέχουμε στην αγάπη του Θεού. Noi ne putem face părtași dragostei lui Dumnezeu. Και γιατί είπα αυτό το μικρό παράδειγμα. Și de ce am spus acest mic exemplu. Γιατί εμείς παρελάβαμε όντως προγόνους μας. Ca să vedeți că noi am να είμαι θαμέλη χριστιανίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. De la strămoșii noștri acest dar de a fi mădulare ale Bisericii Apostolice, Sobornicești, δικαιωματικά, una și sfinte, cea ortodoxă, și prin ea putem să ne facem părtași cu îndreptățire dragostei lui Dumnezeu. Διότι είναι μεγάλη ευλογία. Pentru că este o mare binecuvântare. Ο άνθρωπος να έχει επιτυχίες. Ca omul să aibă izbânde. Αλλά οι επιτυχίες να μην είναι ανθρώπινες. Dar izbânzile omului să nu fie omenești. Γιατί οι επιτυχίες έρχονται και παρέρχονται. Pentru că izbânzile omenești vin și pleacă. Εμείς μπορούμε σαν τέκνα της Εκκλησίας. Noi ca fii ai Bisericii. Να έχουμε την αιώνια επιτυχία. Putem să avem izbânda veșnică. Και αυτός είναι ο θησαυρός. Și aceasta este comoara noastră. Γι' αυτό και εσείς σαν ορθόδοξη χώρα. De aceea, dumneavoastră, ca țară ορθόδοξă. Που έχετε παραλάβει να βιώνετε τον αληθινόν Θεό. Care ați primit acest dar să-L trăiți pe adevăratul Dumnezeu. Aveți acest mare privilegiu. Να μετέχετε αληθινά του αληθινού Θεού της αγάπης αυτού. Să vă împărτășiți cu adevărat din adevăratul Dumnezeu și din dragostea Lui. Părinte Stareț, vedem în zilele noastre omul trist, cu o tristețe interioară, lăuntrică, intrinsecă. Γέροντα Εφραίμ, βλέπουμε στις ημέρες μας τον άνθρωπο θλιμμένο με μια εσωτερική κατάσταση θλίψης. Dar și o tristețe exterioară o citim pe fața oamenilor de astăzi. Αλλά διαβάζουμε στο πρόσωπο των σημερινών ανθρώπων επίσης και μια εξωτερική θλίψη. Cum să redobândim, Părinte Stareț, bucuria de odinioară în contextul omului cotidian de astăzi, scufundat în atâtea probleme? Πώς μπορούμε, Γέροντα, να ξανααποκτήσουμε την χαρά, την παλιά χαρά, στα δεδομένα του σημερινού ανθρώπου που είναι βυθισμένο στα σημερινά προβλήματα? Δεν υπάρχει παλιά χαρά και νέα χαρά. Δεν υπάρχει μπουκουρία νόου και μπουκουρία βέκαι. Η χαρά
Bucuria. Δεν είναι όπως λένε μερικοί ψυχολόγοι. Nu este ceea ce spun unii psihologi. Ψυχολογική κατάσταση. O stare psihică. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Bucuria este roada Duhului Sfânt. Άρα είναι πνευματική κατάσταση. Deci este o stare duhovnicească. Και αν μελετήσει κανείς τους βίους των Αγίων. Și dacă citim viețile Sfinților. Θα δει ότι επέρασαν από πολλές λήψεις. Vom vedea că au trecut prin multe necazuri. Și cu toate acestea, în spatele necazurilor, în spatele amărăciunii, în spatele presiunilor, trăiau o stare de dulceață. Și aceasta este bucuria ca roada Duhului Sfânt. Și astăzi, după cum a zis, lumea este întristată, necăjită. Și cu adevărat așa este. Pentru că noi, care suntem duhovnici și deschidem inimile oamenilor, vedem că există multă tristețe, deznădejde, dezamăgire. Și, din păcate, mulți oameni se găsesc într-o stare de impas. De ce? Pentru că, din păcate, cei mai mulți oameni au uitat să meargă înainte într-un chip sănătos și adevărat, așa cum trebuie. Nu-L trăiesc pe Hristos. Nu au viața în Hristos. De aceea, lipsa lui Hristos este un întuneric. Este tristețea, necazul. Și, din păcate, acest lucru îi caracterizează pe cei mai mulți oameni. Cum să fim bineplăcuți lui Hristos în zilele noastre, fără a neglija serviciul de care depindem, familia, viața individuală, viața colectivă? Post borume naimaste evaresti ston theostis stisimeres mas, horis namelisume, to epangel mama stin dulia mas stin ikogeniaki zoi mas. Εφόσον τηρήσουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Câtă vreme păzim ceea ce a spus Hristos. Εύκολα πράγματα. Χριστός a spus lucruri ușoare. Poruncile Lui nu sunt grele. Ζητείτε πρώτον και το υπογραμμίζω. Cereți întâi și subliniez. Τη βασιλεία του Θεού. Împărăția cerurilor. Και τη δικαιοσύνη αυτού. Și dreptatea. Και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε ημί. Ei și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie o spune foarte frumos. Viața creștină nu este grea. Și spune un cuvânt foarte frumos. Să te desfătezi de toate. Și să stai departe de păcat. Aceasta este. Trebuie să fim cu grijă la păcat. Căci roada păcatului este moartea. Pentru că vorbeați, părinte stareț, despre păcat, Dumnezeu pedepsește sau păcatul ne așează de-a dreapta sau de-a stânga? Epidimilus ate geronda iatina martia, o theos timori, ia martia mas vazi, η αριστερά η δεξιά. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Δουμνεζέου νου. Ο Θεός είναι πατέρας. Πεδερσέστε. Δουμνεζέου είστε παρίντε. Γι' αυτό και ο Θεός επειδή δεν είναι τιμωρός. De aceea, pentru că Dumnezeu nu este ca un călău care pedepsește, iartă de 70 de ori câte 7, adică infinit, cu condiția ca noi să ne pocăim. Και απόδειξε στην Εκκλησία. Și dovadă, în biserică, avem în icoane astăzi ucigași de nivel internațional, femei desfrânate de nivel internațional. Avem oameni care au făcut înșelăciuni, însă s-au pocăit. Nu este întâmplător faptul că Hristos în cel din cuvânt al Său, să zicem așa oficial, pe care l-a spus atunci când și-a început misiunea Lui, a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și în limba greacă, și în limba greacă, acest imperativ, pocăiți-vă, este un imperativ continuu.
Δηλαδή μετανοείτε συνεχώς. Adică pocăiți-vă neîncetat. Διότι μέσα στην ορθόδοξη πραγματικότητα. Pentru că în duhovnicia ortodoxă. Οι πατέρες μας υπέδειξαν. Părinții ne-au arătat. Την αδιάλειπτη διάθεση της καρδίας του ανθρώπου για να μπορέσει να ευχαριστήσει τον Θεό. Că omul trebuie să aibă o dispoziție neîncetată de a-i bineplăcea lui Dumnezeu. Și în acest context, Părinte Stareț, cum să-L mărturisim pe Iisus Hristos într-o lume ideologizată a ideologiilor? Poți vorbi de un dana omologis, ne tom Hristos, se aftă în tom cosmo, cu ipahun ideologies, a opiniilor diverse, polipichiles gnomes, și a non-valorii în locul valorii. Okay. În lumea aceasta. Υπάρχει η λεγόμενη μην αξία σε αυτόν τον κόσμο, αντί των αξιών. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε από τις διάφορες θεωρίες. Noi nu ne lăsăm influențați de fel de fel de teorii. Εμείς κρατούμε αυτό που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Noi păzim ceea ce ne-au predat Sfinții Părinți. Calea Evangheliei. Μας οδηγεί στην αληθινή γνώση του Θεού. Ne conduce la adevărata cunoașterea lui Dumnezeu. Και αυτόν κρατούμε. Și noi αυτόν πιστεύουμε, ținem acest lucru, αυτόν αγωνιζόμαστε. În El credem și pentru El ne luptăm. Sunteți starețul unei mănăstiri adhonite care reunește monahi viețuitori de diferite naționalități. Este o catechumenos mias agioritikis monis pu singentroni monahus apo diafores ethnicotites. Care este calea prin care îi aduceți la unison sau la acea unitate în diversitatea etnică din acel munte duhovnicesc frumos Athos? Pia ine iodos, meso tis opias kataphernete, natusferete semia enotita. Și ce particularități ați regăsit la fiecare naționalitate care pot fi menționate? Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βρίσκατε σε κάθε εθνικότητα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ακούστε, είναι αλήθεια ότι κάθε εθνικότητα έχει τα χαρακτηριστικά. Η αδεβαρά και φύκαρε νατσιοναλιτάτε άρε χαρακτηριστική λέει. Αλλά αυτό που υπερέχει από όλες τις εθνότητες. Însă ceea ce este deasupra tuturor naționalităților este Hristos. Noi toți trebuie să intrăm în cugetarea lui Hristos. Și Sfântul Apostol Pavel o spune. Nu este iudeu, nici elin. Αλλά όλοι μας είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Și noi toți suntem una în Iisus Hristos. Και επειδή ο αγώνας όλων μας είναι να μπούμε στο φρόνημα του Χριστού. Și pentru că toată lupta noastră este aceea de a intra în cugetarea lui Hristos, aceasta ne unește pe toți. Διότι ακριβώς μέσα στην Χριστός ζωή επιτυχάνεται αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχιερατική προσευχή. În carul vieții în Hristos se dobândește ceea ce spune Domnul în rugăciunea arhierească. Είναι όσοι πάντα σέρ. Ca toți să fie una. Καθώς εμείς ένας με. Precum și noi una suntem. Îi mulțumim cu această ocazie și părintelui schimonah Gavril Vatopedinul pentru traducere monah la Sfântul Munte Athos și Gavrile, român de al nostru și salutăm familia monahos, din București. Monahos Tagioros, che heretume che tini cogenia după tu București. Părinte Arhimandrit, ați cunoscut sfinții. Ce v-a impresionat, ce ne puteți mărturisi? Gelul da glorisa te agius, ti sa seca ne endiposi, che ti borite namas ce ați simțit în preajma lor? Condatus. Iagii tine. Sfinții ce sunt? Αυτοί που με όλο το είναι τους στηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου. Sunt cei care cu toată ființa lor au păzit poruncile Evangheliei. Και όταν γνώρισα εγώ για πρώτη φορά σαν φοιτητής τότε. Și atunci când eu am cunoscut pentru prima oară ca student pe vremea aceea. În 1975. În 1975. Γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο. L-am cunoscut pe Sfântul Paisie. Μόλις το γνώρισα αυτό τον άνθρωπο. Îndată ce l-am cunoscut pe acest om. Είπα για μένα, εβεβαιώθη μέσα μου, ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Am zis, pentru mine s-a adeverit cu adevărat înăuntrul meu că Evanghelia este adevărată. Pentru că cine sunt sfinții? Cei care adeveresc Evanghelia. Și noi pe oamenii aceștia am cunoscut. Pentru că ce este un sfânt? Este un Hristos care prin har se repetă. Acesta este Sfântul. Părinte Arhimandrit, Sfântul Sofronie de Exex, pentru a vedea contextul în care ne aflăm astăzi, spunea că primul și al doilea război mondial. Gheronda Efrem, o Agios Sofronis apoto Exex, elege oti o protos και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος a schimbat lumea. Άλλαξε τον κόσμο.
Și practic harul s-a ridicat de pe această lume din prin prisma sau pricina războaielor fratricide. Egine i arsitis haritos ap afton ton cosmo logo ton adelfoctonon polemon. Trăim acum în război, un război al morții și al suferinței. Tora zume enam polemo ton thlipson ke tu thanatu. Trăim un război al economiei, al sărăciei. Zume enam polemo tis economias tis ftohias. Al luptei dintre noi cu noi. Tu polemo pu ginete metaximas. Și de multe ori și cu Dumnezeu. Ke poles fores ginete ke metaxi mon ke tu Theu. Îngăduiește, părinte stareț Efrem, Dumnezeu îngăduiește suferința? Gheronda Efrem, o Theos epitrepi tin thlipsi, ta vasana? O Theos ne epitrepi camia thlipsi, ca nina vasana. Dumnezeu nu îngăduiește nicio suferință, niciun chin. Este anthropi ne puta kinigume. Însă, din păcate, noi oamenii suntem cei care le vânăm din pricina vieții noastre. Tis amartoli zoismas. De lăsătoare vieții noastre păcătoase. Aftola puzi o antropo simere în ta potelesmata che sinepie se samartias. Ceea ce trăiește omul astăzi sunt consecințele păcatului, vieții păcătoase. Că simere în locul toti o antropo se devadizi o posipa stin arhi sosta. Și din această cauză, după cum a spus și mai înainte, omul nu merge corect, sănătos. Acum secer aceste roade. Και των εσφαλμένων πραγμάτων που άλλοι κακοποιάζει. Ale greșelilor lui și ale lucrurilor săvârșite greșit pentru care se ostenește în zadar. Διότι η πλειονότητα των ανθρώπων σήμερα. Pentru că majoritatea oamenilor astăzi a uitat de Dumnezeu. Ήρθε προχθές ένα παιδί στο βατοπέδι. A venit zilele trecute un copil la Vatopedu. Είναι ποδοσφαιριστής. Care este fotbalist. Και παίζει στην εθνική Ελλάδα. Și joacă în echipa națională a Greciei. Και μου λέει γέροντε με στενοχωρημένο. Și mi-a zis, părinte stare, sunt necăjit. Του λέω γιατί. De ce, i-am zis. Μου λέει εγώ πιστεύω στο Θεό. Și eu cred în Dumnezeu. Προσπαθώ να αγωνίζομαι σαν χριστιανός. Încerc să mă nevoiesc ca și creștin. Και πριν από κάθε παιχνίδι που παίζουμε την ομάδα με την εθνική Ελλάδα. Și înaintea fiecărui joc pe care îl avem cu echipa națională a Greciei. Θέλω να βάζω το σταυρό μου. Eu vreau să-mi fac cruce. Και σήμερα ο προπονητής μου μου έκανε τέτοιον εξευτελισμό. Και άστας, αντρενόρου, σα λουά δε μήνα τότε τάρε. Και να βάλω το σταυρό μου στο γήπεδο. Și mi-a interzis să mai fac cruce pe teren. Γιατί του λέω σου απαγόρευσε. Și am zis, de ce? De ce ți-a interzis? Και του λέει ο σκοτισμένος προπονητής. Și a spus acel antrenor întunecat la minte. Ότι δεν θέλω να φαίνεται ότι σαν σε μια αδυναμία και βάζεις το σταυρό σου και ζητάς βοήθεια. Nu vreau să pară să ți se vadă această neputință și că tu ceri ajutor. Aceasta este o înțelegere greșită a multor oameni contemporani. Însă omul care cere ajutorul lui Dumnezeu, cere puterea lui Dumnezeu, este omul cu adevărat puternic. Omul singur nu poate să facă multe lucruri. De aceea și Hristos în Evanghelie ne-a spus-o. Fără de mine nu puteți face nimic. Adică sunteți limitați și ca putere de înțelegere și ca putere. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε την εξύψους δύναμη. Trebuie să cerem puterea de sus. Γι' αυτό και ο Χριστός έδωσε, μας έδωσε εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. De aceea Hristos ne-a dat puterea de a ajunge fii al lui Dumnezeu. Και είναι μεγάλο πράγμα. Și este mare lucru. Είναι κανείς τέκνον Θεού. Este mare lucru să ajungem fii al lui Dumnezeu. Διότι μας έδωσε αυτή την εξουσία. Pentru că ne-a dat această putere. Care putere? Ζητείτε και ευρύσετε. Cereți și veți afla. Κρούτε και ανοιγήσετε. Bateți și vi se va deschide. Căutați și vi se va da. Deci, adevăratul om, adevăratul fiu al lui Dumnezeu este cel care face din Dumnezeu ceea ce vrea. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios, ci Dumnezeu din milostivire părintească a dat această posibilitate copiilor săi ca aceștia din urmă să facă cu el ceea ce vor. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη προσφορά του μοναχισμού. De aceea,
Cel mai... Veinichii părigoriatul în anthropon... Cel mai mare prinos al monahismului. Sismonez. Bineînțeles. Este și faptul că îi mânghe pe oameni, îi găzduiește pe închinători. Inichii exumologii ton gerondon, exumologul bunus anthropon. Este și spovedania părinților duhovnici. Ori închinători care vin în Sfântul Munte, ori părinți duhovnici care ies din Sfântul Munte și îi spovedesc pe credincioși. Însă, cel din tâi aport și cel mai de seamă al monahismului este îndrăzneala rugăciunii monahilor care dau multă putere oamenilor. Și mi-aduc aminte de Sfântul Paisie care îmi zicea: ah, dacă ar fi știut lumea τι μεγάλη δύναμη έχει ένας αναστεναγμός και μόνον ενός αγουριζωμένου μοναχού. Cât de multă putere are și numai un suspin al unui monah care se nevoiește. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδία. Pentru omul care are inimă curată. Και αυτή η καθαρή καρδία ορά τον Θεό. Și această inimă curată îl vede πε Dumnezeu. Καθότι μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτή το Θεόν όψονται. După cum e fericiri. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Acest om are putere. Are putere să-i ajute pe oameni, să-i acopere cu rugăciunea lui. Și astăzi, la masa pe care am avut-o cu un alt preasfințitul părinte, Andrei, ne-a zis în alt preasfințitul părinte Andrei, care este om al lui Dumnezeu și la care ținem mult, mi-a zis când am fost făcut arhiereu, m-am dus și m-am întâlnit cu părintele Paisie, Aghioritu, atunci. Și am zis unele probleme pe care le întâmpinam acolo în eparhie. Și erau lucruri grele pentru mine, ca tânăr episcop. Și mi-a dat niște sfaturi bune. Και μου λέει ότι επιστρέφοντας πίσω παραδόξως, τι παραδόξως, θαυματουργικός, είχα λυθεί. Într-un chip minunat sau se rezolvaseră toate problemele. Tu ipa go tu se va zmiotatu. Și eu am zis în al preasfințitului lui părinte. Pentru că pe ketun idarkides fores ton Agio Paisio. Pentru că eu am fost de multe ori și am vorbit cu părintele Paisie. Muelegeno Agios. Îmi zicea Sfântul. Că mi lene merica problemata. Vin oamenii și îmi spun unele probleme. Δεν τους λέω πολλά λόγια. Eu nu le zic multe cuvinte. Αλλά με πολλά δάκρυα προσεύχομαι για τα προβλήματα που ακούω μόλις φύγουν. Și îndată ce îi pleacă de la mine cu multe lacrimi, mă rog pentru rezolvarea problemelor lor. Και όντως, όντως προσευχόταν και și într-adevăr, se ruga pentru aceștia și oamenii care aveau fel de fel de cereri Elinodo. Către el și le rezolvau. Și rezolvau problemele. Și am spus și un exemplu care mă privește. Nu de mult a venit un închinător la noi în mănăstire, era deloc din Salonic. Și omul acesta avea în blocul unde stătea un vecin care îi făcuse viața un calvar. Era foarte ciudat, sucit. Îi făcea zile fripte. Chema poliția într-una, făcea reclamații. Και πήγα λέει και είπα τον πατέρα Παΐσιο, πατέρα Παΐσιο, απελπίστηκα, τι να κάνω, θέλω να φύγω, αλλά δεν έχω αλλού να, είναι το σπίτι μου εκεί, αλλά δεν μπορώ να ζήσω. Și mi-a zis, m-am dus la părintele Paisie și am zis, părinte Paisie, nu știu ce să fac, am ajuns într-o stare de deznădejde, nu mai știu ce să fac, acolo e casa mea, dar nu mai pot să stau acolo. În condițiile astea. Și a zis Sfântul Paisie, părintele Paisie. Nu te teme, o să te ajute Dumnezeu în privința acestui subiect. Și mi-a zis, m-am întors acasă. Când m-am întors, l-am găsit pe omul acesta, era ca un mielușel. Și nu numai atât, își cerea iertare, mi-a spus, iartă-mă. Îți pricineam greutăți. Eram un om cu ciudățenii, cu capricii. Και αυτό μου θύμισε, ξέρετε. Și acest lucru mi-a amintit, știți? Και για τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Și de Sfântul Εφραίμ Κατουνακιώτου. Care este și el un mare sfânt. Και μου έλεγε ο υποτακτικός του, ο διάδοχος του, ο γέροντας Ιωσήφ. Ucenicul său, urmașul său, părintele Iosif.
Lei ερχόταν στο γέροντα διάφοροι. Veneau fel de fel de oameni la και părintele Efrem. Și spuneau fel de fel de probleme. Soția mea e bolnavă, copilul meu e bolnav. Και τους έλεγε όλους μπροστά μου, μη φοβάσαι, θα γίνει καλά. Și tuturor le spunea în fața mea, nu te teme, o să se facă bine. Και είχα λογισμούς, λέει, και έλεγα στο γέρον, γέροντα, μα όλους τους δεν θα γίνουν καλά. Și eu aveam unele gânduri, spuneam, părinte stare, toți o să se facă bine. Για να τους αναπαύσετε προς στιγμή. Γιατί τους το έλεγε συνέχεια. De ce le spuneți acest lucru în continuu? Ca să îi alinați un pic pe moment? Του λέει, να ξέρεις, παιδί μου. Să știi, copilul meu, i-a răspuns. Που αγωνίζεται να αγαπά τον Θεό. Omul care se nevoiește și se străduiește ca să-L iubească pe Dumnezeu. Επαληθεύει την επιθυμία μας. Και γίνεται καλά όντως ο άνθρωπος. În cazul lui se ajunge să se împlinească dorința noastră și cu adevărat se face bine omul. Και αυτόν όντως είναι θαυμαστόν. Și acest lucru este minunat. Părinte Harimandrit, timpul în prezența noastră este mult prea puțin la acest sfaturi duhovnicești și cuvinte de folos în această emisiune intitulată Spunem noi așa, omul izvorât din Dumnezeu în lumea de astăzi. O titlul stis ecpombisma sine, o anthropos, pupigazia potonsos, to stisimeres mas. Mulțumim părintelui stareț Efrem Vatopedinul, mulțumim și schimonahului Gavril Vatopedinul pentru prezență, pentru cuvintele de folos. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră cu părintele Efrem, un invitat special, într-un loc special aici, la Muzeul Mitropoliei. Sper că aceste cuvinte de folos v-au intrat la suflet. Numai bine!